Salutăm și pe voi cu drag și cu negreșit. Această, în anul Mântuirii 2012, vă va rămâne întipărită, efectivă, a fiecăruia dintre noi. Ca Crăinariu, în urma unui, chiar dacă nu l-am popularizat foarte mult, zic, suntem împreună cu doamna Viorica Crăinariu, pentru că presă, efectiv, implicarea sau alte persoane cu atribut, cu implica așa. Iese cartea și vă rog altfel de povestioare. Un tată care iubea foarte meșterea ceva sub capota mașinii și copilul său ce cumplit. Este în sală și îmi descifrează scrisul meu câteodată, indescifrabil, rog pe domnul. În primul rând, Andrei, cu tine vorbesc și cu mami, doamna. E loc, nu trebuie să stai în poziție de drept sub altă. Stai acolo liniștit și ascultăm. Tu ești un copil foarte special în sensul că ne ești astăzi poate cel mai drag. Că ești singurul copil într-o mare de adulți. Poți să-ți fie părinți, poți să-ți fie bunici, dar înainte, așa, tu ești special pentru că ai învățat altfel decât copiii de vârsta ta să-ți învingi slăbiciunile. Și tu știi foarte bine, curajul înseamnă să-ți învingi frica. Nici nu știi cât de specială este doamna Viorica Găinariu, care și dânsa și-a învins frica, așa cum mă adresez doamnelor și domnilor adulți, și-a învins pe traseul unei biografii interesante frica de ridicol. Da. E ca. Stați că de acolo trebuie. Înainte bani. Da, înainte, da. O, cum este? Haideți aici. O carte la domnul doctor Gane. Cliente mici, astfel încât îi înțelegem și președinta cartierului, înțelegem de ce este un lider. Frică. Nici nu știi cât de specială este doamna Viorica Găinariu, care și dânsa și-a învins frica, așa cum mă adresez doamnelor și domnilor adulți, și-a învins pe traseul unei biografii interesante frica de ridicol. Hai să ne uităm unii în ochii altora. Câți din noi, sau câți dintre dumneavoastră, că eu nu mă fac parte, n-am ironizat-o pe Viorica Găinariu pentru patetismul ei, pentru sufletismul ei spontan, pentru scrierea ei care este atipică și nu ne-a strofocat să spunem e literatură, nu e literatură. Oameni buni, chiar nu înțelegem că un strop de umanitate, un strop de omenie, cum se zice aici în Maramureș, aduce și carte, și gânduri, și tot,